Doi minori au devastat un bloc la Drobeta Tunu Severin. Incidentul a avut loc noaptea trecută în zona blocurilor ANL, la o scară ale cărei lucrări nu au fost finalizate. Cei doi au fost prinși de polițiștii locali chiar în momentul în care spărgeau geamurile. Tinerii au fost predați poliției municipale pentru continuarea cercetărilor. Autoritățile locale spun că astfel de acte de vandalism s-au înmulțit în ultima perioadă. Fenomenul de vandalism a luat din ce în ce mai multă amploare în Drobeta Tunu Severin. Seara trecută, spre exemplu, mai mulți tineri au spart geamul unui bloc de tip ANL din Drobeta Tunu Severin, aceștia profitând de faptul că acesta este nelocuit. Noaptea trecută, doi tineri au fost prinși de polițiști în timp ce vandalizau un bloc aflat în lucru pe Bulevardul Aluniș. Cei doi au fost predați poliției municipiului Drobeta Tunu Severin, unde sunt cercetați pentru săvârșirea unui act de distrugere. În seara zilei de 17.08.2023, în jurul 23.30, o patrulă de ordine publică din cadrul poliției locale a identificat doi minori care se aflau în zona blocurilor ANL de pe Bulevardul Aluniș, mai precis la blocul VD10, care încă nu este finalizat și recepționat. În timp cât aceștia s-au aflat acolo, au spart unul dintre geamurile de la acest bloc. Asupra lor a fost găsită un obiect tip praștie, mai multe bile de un plastic casant care era folosit pentru această praștie, un ciocan și mai multe obiecte pirotehnice tip petarde de diferite mărimi. Au fost întocmite de documentele necesare și au fost predați poliției municipiului Drobeta Tunu Severin pentru continuarea cercetărilor. Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia, ori împiedicării luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum și înlăturarea măsurilor luate, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.